fiecare din noi va plăti într-o formă sau alta la bugetul public național câte 19.000 de lei. Atunci când noi votăm guvernanței, noi votăm că ei ceva să facă. Apare problema, dar din ce bani? Din banii noștri. Atunci apare problema, de acum banii noștri ajung la guvernanță. Și după aceea cum noi participăm astfel încât banii să fie cumva direcționate în direcțiile în care noi am avea nevoie. Mecanismul de bază, instrumentul de bază este bugetul. În Republica Moldova există, să spunem așa, 4 componente bugetare de bază, care toate împreună face ceea ce noi numim bugetul țării Republica Moldova, care se numește bugetul public național. Noi avem deja vreo 4 ani, 5 ani probabil, de când bugetul se aprobă într-o formă expres, fără posibilitatea societății să se implice cumva. Aceasta creează o impresie că pe noi asta nu ne privește. Și, desigur, pe de altă parte, cei care se ocupă de buget nu văd o utilitate să comunice cu restul societății, pentru că ei nu înțeleg de ce poate cineva să spună în acest domeniu. Și avem, iată, așa o situație în care pentru a avea o mai bună repartizare resurselor, noi trebuie să comunicăm cu societatea, astfel încât să înțelegem mai bine necesitățile, să putem corecta la timp programele, planurile și chiar strategiile, dacă este nevoie. Dar pe de altă parte, noi avem această încălcare a procesului bugetar deja de câțiva ani de zile și practic, nu, procesul de implicare, de participare a societății nu s-a îmbunătățit. Atunci când noi vorbim despre buget, bugetul Republicii Moldova, legea bugetului, de fapt vorbim despre legea aprobării bugetului de stat, legea aprobării bugetului asigurări sociale și legea aprobării fondurilor obligatorii de asistență socială, de asistență medicală. Aceste 3 legi plus hotărârile consiliilor locale și raionale privind bugetele locale, în final, sunt documentele sau procesele prin care se aprobă toți banii care se acumulați în țara asta, de către noi, de către fiecare cetățean. Să vedem cu cât contribuie fiecare cetățean pentru formarea bugetului în 2018. Și conform datelor care au fost prezentate în proiectul de buget, putem să spunem că noi se așteaptă 57 de miliarde aproximativ venituri în 2018. Dacă împărțim la numărul populației conform recensământului din 2014, asta ar însemna că fiecare din noi va plăti într-o formă sau alta la bugetul public național câte 19.000 de lei. Din punct de vedere a analizei, comparativ între țări, este o sumă mică. Însă dacă vorbim despre cetățenii Republicii Moldova, desigur este o sumă mare. De ce? Fiindcă această sumă, într-o formă sau alta, iar este corelată cu ponderea veniturilor în PIB, în produsul intern brut. Ponderea veniturilor în produsul intern brut în Republica Moldova este la limita de jos a țărilor, să spunem așa, însă totuși e destul de înaltă, 35,6% aproximativ. Deci, dacă reieșim din faptul că și un cetățean din o țară, să spunem, nu știu acum, din Uniunea Europeană,
cam plătește, să zicem, 40 și ceva procente din PIB, adică per total. O țară, adică veniturile într-o altă țară e 40 și ceva venituri din PIB, la noi 35 și ceva. Dacă am face această corelație pentru cap de locuitor, asta ar însemna că, de fapt, simțul fiecare cetățean într-o altă țară și în Republica Moldova ar fi la fel. Plătesc destul de mult. Adică 19.000 pentru un om din Republica Moldova, asta e mult. Ca să plătească în bugetul de, în buget, în general, în bugetul public național. Din acei 20.580 de lei pe fiecare cetățean, noi cheltuim în felul următor. Pe protecție socială, noi cheltuim cel mai mult, 34%. Deci din acest 20.000 de lei, peste 600 de lei merg la protecție socială. Ce ar însemna asta? Atunci când eu plătesc acești 20.000, adică 19.000 plus datoria care o pun deasupra, atunci eu trebuie să fiu de acord cu faptul că 30% o să dau la vecini, la colegi, la oameni care nu-i cunosc, care se află într-o dificultate, într-o situație mai dificilă. Însăși suma aceasta ca prioritate per sector nu înseamnă că și în interiorul sectorului noi putem cheltui acești bani ca să acoperim într-un mod optimal necesitățile și prioritățile în sectorul respectiv. Toate sectoarele sociale, cum ar fi protecția socială, ocrotirea sănătății și așa mai departe, ele practic rămân plus minus la același nivel, la aceeași pondere. Adică în aceeași structură de cheltuieli. Adică noi am spus în felul următor, chiar atâta cât cheltuiem în anii precedenți, noi continuăm și anul ăsta. Cu mici excepții, cea mai mare reducere este la învățământ. 0,7%, asta, puncte procentuale, asta înseamnă din pondere, asta înseamnă că noi considerăm că o parte din resursele de la acest sector, putem să le repartizăm la alte sectoare. Sectorul care a beneficiat cel mai mult de în anul 2018 este sectorul economic sau activitățile economice. Aici intră infrastructura toată, agricultura, domeniile care necesită, în primul rând, investiții, proiecte investiționale. De exemplu, pentru cultură, sport, tineret, culte și odihnă, noi avem 2,2% din tot ceea ce acumulăm în bugetul public național. Însă, în alte țări, 2,2%, ca sume absolute, asta sunt sume destul de importante. În Republica Moldova, 2,2%, ca sume absolute, sunt sume destul de mici. Cu dânsele mari treabă n-ai să faci. Însă, dacă ne referim la cultură, aici, din punctul meu de vedere, noi avem foarte mari rezerve. Noi ar trebui să utilizăm banii mai mult în cultură pentru a stimula și motiva instituțiile care sunt implicate în acest sector să atragă bani prin activitatea lor pe programele adiționale, nu doar acele care sunt în mod direct finanțate din buget. De exemplu, acum teatrele și așa mai departe au acolo un program de 20% trebuie să fie din colectări, venituri de la spectatori, cum ar veni. Eu aș revedea foarte mult în cultură aceste mecanisme. Ele trebuie să fie motivante, astfel încât colectivele de creație să poată, utilizând aceste resurse care sunt garantate cumva din buget, ca o platformă pentru să aibă posibilitatea să acumuleze mai multe resurse de pe piața
de, așa cum îi spunem noi, showbiz. Deci, de pe piață, din activitățile care, culturale care le prestează societății și care societatea e gata să plătească pentru asta.